en Rumanía para nosotros es muy emocionante. Să fim în România pentru noi este foarte emoționant. Los que llevaron el mensaje a nuestro país, que es el corazón de Sudamérica, cei care au adus solia în țara noastră, care este centrul în Sudamerica, inima Sudamericii, fueron hermanos de Rumanía. Au fost frați din România. Por eso siempre tendremos una inmensa gratitud a este país. Și de aceea o să avem întotdeauna o mare mulțumire față de români, de România. El hermano con el que cantamos es mi tío. Fratele cu care am cantat e unchiul dânsului. El junto con nuestra familia fueron los primeros miembros de la reforma en Bolivia. El împreună cu familia lui au fost printre primii membri al bisericii în Bolivia. Esa es otra de las grandes satisfacciones que tenemos hoy. Asta e o altă mare bucurie care avem în ziua de astăzi. Quisiera que traigamos a la memoria Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Aș vrea să ne aducem aminte ceea ce ne spune în 1 Ioan capitolul 3 versetul 1. Este texto muchos lo aprendemos de memoria. Noi învățăm acest text de foarte multe ori, mulți dintre noi învață de pe de rost. Es muy conocido. E foarte cunoscut. Pero pocos aceptamos lo que dice el versículo. Dar puțini acceptăm ceea ce spune într-adevăr versetul. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Și suntem, dar lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu? Cuando era niño, când eram copil, vivíamos cerca de una familia que tenía bastante dinero. Locuiam lângă cineva de o familie care era înstărită, avea foarte mulți bani. Los hijos de esta familia tenían todos los juguetes que querían tener. Copiilor acelei familii aveau toate jucăriile pe care doreau să le aibă. Y como niños que éramos, codiciábamos los juguetes de ellos porque nosotros no podíamos comprar. Și ca și copil cum eram, doream jucăriile lor pentru că noi nu aveam bani să le cumpărăm. Y en nuestra inocencia pensábamos, si yo fuera hijo de aquel señor. Și în naivitatea noastră, noi ne gândeam dacă aș fi fost copilul acelui domn. Y muchas veces soñábamos con aquella posibilidad de tener todo lo que quisiéramos tener. Și de multe ori ne gândeam, visăm cu posibilitatea de a avea tot ce putem să avem. Pero ser hijo de Dios será igual que ser hijo de un hombre importante en el mundo. Dar să fii copil al lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, este egal cu a fi copil al cuiva important în lumea asta? Generalmente pensamos que ser hijo del presidente de la República. În mod normal ne gândim că a fi fiul, copilul președintelui, de exemplu, es algo muy importante, muy grande, muy noble. E ceva măreț, e ceva nobil, e ceva important. Pero ser hijo de Dios creo que es un poco más. Dar să fii copilul lui Dumnezeu e să fii un pic mai mult. Queridos hermanos, aprendemos, como mencioné, de memoria este texto que acabamos de leer. De multe ori știm pe de rost acest text care acum l-am citit. ¿Por qué no aceptamos que somos hijos de Dios? Dar de ce nu acceptăm că suntem copii ai lui Dumnezeu? Cuando tenemos un problema, siempre recurrimos a otros medios y al último, recién, nos acordamos de Dios. Atunci când avem probleme, noi mergem la, încercăm orice mijloc. Și în ultimul și în ultimul rând mergem la Dumnezeu. Si caemos enfermos, inmediatamente vamos al hospital, buscamos a los médicos,
y hacemos todo lo que creemos que hay que hacer. Dacă ne îmbolnăvim, alergăm la spital și facem la medici și facem tot ce avem de făcut sau ceea ce credem noi că e de făcut. Si la situación es un poco crítica, el médico nos dice solo un milagro de Dios puede hacer algo. Și dacă situația e un pic mai dificilă, într-o situație critică, și medicii ajung să spună numai Dumnezeu poate să facă o minune. Recién nos damos cuenta y recordamos, ah, Dios, claro, ahora. Și doar atunci ne aducem aminte. Da, da, Dumnezeu. Și atunci mergem să ne și rugăm. ¿Por qué no buscar primero a Dios antes que los recursos humanos? De ce să nu căutăm pe Dumnezeu înainte să căutăm resurse omenești? Si tenemos problemas de dinero, vamos al banco a sacar dinero. Dacă avem probleme cu bani, mergem la bancă să scoatem bani. Buscamos un préstamo, de alguna manera solucionamos nuestro problema. Luăm împrumuturi sau într-o manieră sau alta rezolvăm problema. Si Dios es nuestro padre y nosotros somos sus hijos, él no tendrá recursos para ayudarnos a solucionar los problemas. Dacă Dumnezeu e tatăl nostru și noi suntem copiii lui, oare el nu are resurse să ne rezolve și aceste probleme? La Escritura es clara y dice, ¿qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Scripturile ne spun foarte clar, care dintre voi oameni, dacă copilul ar cere pâine, i-ar da o piatră? Si quiere un pescado, le dará una serpiente. Dacă vrei un pește, să-ți dau un pește, o un șarpe. Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dacă voi care sunteți răi, puteți da lucruri bune copiilor voștri. Cuanto más vuestro padre que está en los cielos os dará lo que le pidáis. Cu atât mai mult tatăl vostru care este în ceruri o să vă dea ceea ce cereți. Queridos hermanos, realmente nos cuesta aceptar que somos hijos de Dios. Iubiți frați, într-adevăr, ne costă să înțelegem și să acceptăm că suntem copii ai lui Dumnezeu. Podemos aprovechar esa relación tan maravillosa de padre con hijo con él. Putem să profităm de relația aceasta frumoasă de tată între tată și copil care o putem avea cu Dumnezeu. Él no conoce lo imposible. El nu știe ce înseamnă imposibil. Aún la muerte tiene solución en sus manos. Și moartea are soluții în mâinile sale. ¿Por qué no buscarlo a él cuando tenemos un problema? Dar de ce să nu căutăm pe el atunci când avem un problem? Cualquier problema que sea pequeño o grande, pero él es capaz de solucionarlo. Orice problemă, mare sau mică, el e capabil să o rezolve. Después voy a contarles una pequeña experiencia cómo pudimos sentir que él es realmente nuestro padre. După ce o să vă spun o mică experiență în care am putut să simțim că într-adevăr Dumnezeu e tatăl nostru. Quiero relatarles en breves palabras cómo está desarrollando nuestra iglesia allá en Bolivia. Aș vrea să vă povestesc în câteva cuvinte cum se dezvoltă, cum merge biserica noastră acolo, în Bolivia. Aproximadamente el año 1940 llegó el mensaje de la Reforma allá a Bolivia. Prin anii 40 a ajuns solia în Bolivia. Pasaron muchos años y la obra no desarrollaba. Au trecut foarte mulți ani și misiunea nu se dezvolta. Pero aproximadamente del año 60 para adelante, dar cam din anii 60 încoace, recién comenzamos a desarrollar el trabajo en aquel país. Cam de atunci a început să se dezvolte lucrarea în această, în acea țară. Hoy la Reforma está distribuido en los 9 departamentos que tiene la República de Bolivia. La momentul de față, Biserica Reformistă are membri la toate cele 9 provincii care compun Bolivia. Bolivia es un país altiplánico. Bolivia e o țară care are altiplan, adică e și înaltă și la înălțime are câmpie, dar asta la 4-5.000 de metri. Las dos terceras partes del territorio son montañas. Două treimi din teritoriu sunt munți.
Entonces, en una sola tercera parte está la población y la zona productiva. Practic, într-o treime din țară stă populația și zona productivă al țării. Los medios de comunicación son bastante difíciles allá por la serranía. Mijloacele de comunicare sunt destul de dificile în țară datorită munților. La ciudad más alta del mundo está allá en Bolivia. Orașul cel mai mare din lume este acolo, în Bolivia. Era cel mai înalt din lume. De altura. Se llama Potosí. Se numește Potosí. Da, a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Și e la o altitudine de 4.600 de metri peste nivelul mării. Y hace unos 3 o 4 años allá ya tenemos establecida la obra. Cam de 3-4 ani avem și acolo lucrarea. Esa ciudad fue la capital de la colonia cuando los españoles conquistaron aquel territorio. Potosí a fost capitala coloniei în perioada în care spaniolii au cucerit teritoriul. Desde allá que trajeron toda la plata y el oro que desarrolló Europa e Inglaterra en aquel tiempo. De acolo a dus tot argintul și aurul care au dezvoltat Europa, Spania și Inglaterra în perioada aceea. Todo el oro que trajeron de allá se podía construir un puente desde Bolivia hasta Europa. Cu tot aurul care au adus din Potosí, se putea construi un pod între America de Sud și Europa. Tengan idea. Ca să aveți cam o idee. ¿Cuánto dinero sacaron de allá? Cât aur s-au luat de acolo. Bueno, gracias a Dios, Bolivia tiene apenas 9 millones de habitantes. Mulțumim lui Dumnezeu și Bolivia are doar 9 milioane de locuitori. Y en la iglesia tenemos 730 miembros. Și în biserică suntem 730 de membri. Siempre consideramos que el Brasil es un país que tiene la mayor cantidad de miembros en el mundo. Întotdeauna am văzut Brazilia ca și țara care are cel mai mare număr de membri din lume. Pero proporcionalmente al número de personas, Bolivia tiene más miembros que el Brasil. Dar dacă facem o proporție, Bolivia are mai mulți membri decât Brazilia. Porque si ellos son 200 millones y tienen 10.000 miembros, pentru că dacă ei sunt 200 de milioane și au 10.000 de membri, nosotros con 730 miembros y 9 millones de habitantes, proporcionalmente somos más porcentaje. Noi la 9 milioane de locuitori și 730 de membri, ca și procent suntem mai mulți. Pero ahí estamos trabajando. Allá hay varios lugares que todavía tenemos que llegar a nuestros hermanos a pie. Dar muncim și lucrăm și sunt mai multe locuri în care trebuie să ajungem la frații noștri pe jos. No hay caminos, no hay transporte y a veces viajamos 2-3 días con la mochila en la espalda para visitar a los hermanos que están en la cima de los cerros. Și câteodată sunt locuri unde nu sunt drumuri și atunci mergem cu rucsacul în spate și 2-3 zile de mers să vizităm câțiva frați care sunt în munți. Allá en la iglesia tenemos 3 pastores. În biserică în Bolivia suntem 3 pastori. 2 ancianos. 2 presbiteri cu binecuvântare. Y alrededor de 18 obreros que trabajan en la viña del Señor. Și cam 18 lucrători. Estamos divididos en 3 asociaciones. Ne împărțim în 3 conferințe. Geográficamente cada una tenemos 3 departamentos. Și geografic vorbind, fiecare una are câte 3 provincii. Y las tres áreas son bien marcadas inclusive por la altura y la temperatura. Și cele 3 zone sunt foarte bine delimitate și prin temperatură, prin anotimpuri și prin înălțimea, altitudinea. La parte oriental es siempre tropical, siempre caliente. Partea orientală întotdeauna e tropicală și caldă. Con un promedio de temperatura de 28-30 grados. O medie de temperatură de 28-30 de grade. Promedio, no? Porque a veces llega hasta 40 grados. Câteodată mai ajung și la 40, dar ca și medie, cam așa, 30. Y el invierno baja 15 grados nada más. Iarna nu coboară sub 15 grade. La parte central de Bolivia es la parte que está más o menos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Partea centrală
e cam la 2600 de metri în altitudine, înălțime. Allá siempre es primavera, todo el acolo, año. Anul întreg e vară. Con un promedio de temperatura de 20-22 grados. Ca și medie, nu trece, ca și media, o temperatura media acolo e 22 de grade. Y el otro sector es la parte alta de Bolivia. Și cealaltă conferință e parte înaltă al țării. Que es en la zona donde ahora estamos trabajando nosotros. Care este conferința în care acum lucrează fratele. La Paz, que es la ciudad más grande de Bolivia, tiene 2 millones de habitantes. La Paz, care este orașul cel mai mare din Bolivia, care are 2 milioane acum, 2 milioane de locuitori. Está a 3600 metros sobre el nivel del mar. Y este la 3600 de metri peste nivelul mării. Es la otra asociación, ¿no? Que asta e conferință cealaltă. Muy bien, eso más o menos una idea de lo que hacemos en Bolivia. Asta ca și idee de ceea ce facem și cum suntem noi în Bolivia. Estamos preocupados en tener un sanatorio. Ne gândim și ne îngrijorăm cum să facem un sanatoriu. Como el que tienen ustedes, tiene el Brasil. Ca și cel care există aici și ca și cel care există în Brazilia. Hay buenas posibilidades. Posibilității sunt destule. Les pedimos que oren para que este proyecto sea una realidad dentro de poco tiempo. Vă rugăm să vă rugați pentru noi ca să se pună în aplicare acest proiect. Tenemos una escuela. Avem o școală con todos los niveles, desde niñitos hasta que salen para care e de la clasa 1 până în clasa 12. Gracias a Dios el Señor nos ha bendecido. Datorită mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a binecuvântat în această lucrare. La población de Bolivia, por si acaso, es el 60% son jóvenes. 60% din populația Boliviei sunt tineri. Es una población joven, Bolivia. E o populație tânără. Hay ancianos, pero son muy pocos. Sunt și bătrâni, dar mai puțini. Hay más juventud que ancianos. Cea mare majoritate sunt tineri. La iglesia también se manifiesta ese fenómeno. Și în biserica de asemenea se manifestă acest fenomen. Entonces las iglesias generalmente tienen bastante ánimo. Așa că bisericii în mod normal au o bucurie foarte mare. Pues los jóvenes sabemos son muy inquietos, muy animados para hacer las cosas. Pentru că tinerii știm, sunt bucuroși și sunt cam neliniștiți. Muy bien. Para terminar, les prometí contarles una pequeña experiencia, cómo podemos favorecernos de la relación de padre con hijo con Dios. Și așa, ca să închei, vă promis că vă povestesc o experiență, cum să ne favorizăm de relația tată și fiu cu Dumnezeu. El año que pasó, anul trecut, trabajábamos administrando esa escuela que les hablé. Lucrăm la administrația acestei școli despre care v-am vorbit. Este la parte tropical de Bolivia. Școala se află în partea tropicală a țării. Este în el campo, a 40 km de la ciudad. Este în câmpie, la 40 de km de oraș. Allá también me olvidaba decirles, tenemos una escuela misionera. Împreună cu școala, uităm să vă spun, avem și o școală misionară. Y quien les habla, estábamos, además de administrar la escuela, estábamos dirigiendo la escuela misionera. Și el care vă vorbește, pe lângă administrația școlii, mai era și director la școala misionară. Los fines de semana yo volvía a mi casa para estar con la familia. Pe weekend-uri venea înapoi acasă ca să stea și cu familia. Y cambiar la ropa, todo aquello. Să mai schimbe haine și lucrurile de... Un día, el día lunes, volvía para la escuela, ¿no? De mi casa. Și odată, într-o luni, se întorcea de acasă la școală. Y viajé en un taxi 30 kilómetros. Și eu mers într-o mașină, într-un taxi, 30 de kilometri. Llevaba un bolso con mis cosas. Avea o geantă cu lucrurile lui. Y puse la bolsa donde guardaba el dinero de la escuela. Și a pus în geantă pungă care, adică geantă care avea bani, unde păstra banii școlii.
El chofer del taxi me dice, pongamos en el portaechipaje del auto. Și șoferul a spus, punem valiza în... să punem în port, să punem port bagaj. Viajamos, llegamos al lugar donde el vehículo tenía que dejarnos. Au ajuns în locul unde mașina trebuia să-i lase. De ahí todavía faltaban 10 kilómetros más que yo tenía que viajar en otro vehículo. De acolo mai erau 10 kilometri care făcea traseu de obicei într-o altă mașină. Debajo del auto, a coborât din mașină. Subo en el otro que iba a continuar el viaje. Urc în celălalt unde trebuia să, cu care trebuia să continue drumul. Y me acuerdo del bolso. Și își aduce aminte de geanta. Salí nervioso de ese auto en que ya estaba para viajar al otro pueblo. O coborât stresat din mașina care urma să călătorească pentru cealaltă localitate. Naturalmente el auto que había llegado ahí, que en el que viajé yo, se había ido. Și normal, mașina care găsise, care îl adusese, deja plecase. Y el bolso estaba en el auto. Și geanta era în mașină. Yo no recordaba ni qué color era el auto. Și nu își aducea aminte nici culoarea mașinii. Pregunté a algunas personas ahí, vio de qué auto bajé y no sabía. Și eu întrebat la câțiva oameni, ați văzut din ce mașină am coborât? Yo tenía el dinero de la escuela ya. Și aveam acolo banii școlii. Teníamos que pagar alrededor de 30 profesores. Pentru că era vremea salariilor, trebuia să plătească cam 30 de profesori. Y me quedé tan nervioso que no sabía qué hacer. Și era atât de supărat că nu știa ce să mai facă. Y me acordé, yo soy hijo de Dios. Și și-a adus aminte, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Él es mi padre. El doar mi-a tata. Entonces voy a hablar con él. Atunci am să vorbesc cu el. Y ahí en la calle donde estaba, cerré los ojos y hice una oración. Și atunci unde eram pe stradă, mi-am închis ochii. Entenderán ustedes cómo era ferviente aquella oración porque me quedaba tan triste de haber perdido ese dinero. Vă dați seama cât de fierbinte a fost această rugăciune pentru că eram foarte trist pentru ceea ce se întâmplase, să pierd acești bani. Cuando terminé de orar, când am terminat, abrí los ojos, am deschis ochii, y el auto con el que yo había llegado estaba pasando por mi delante. Și atunci am deschis ochii și mașina cu care venisem trecea în fața mea. Lo conocí porque el chofer estaba con una camisa sin mangas. Am recunoscut pentru că șoferul era într-un tricou fără mănci. Y pasaba despacio. Și trecea foarte încet. Y ahí lo hice parar y gracias a Dios mi bolso nadie lo había visto, estaba ahí atrás. Și l-am făcut să se oprească și geanta era în spate fără nici, fără să fie atinsă. Entenderán ustedes cómo me sentí de feliz de haber comprendido que nuestro papá es realmente grande. Vă dați seama cum m-am simțit pentru că am înțeles că tatăl nostru într-adevăr e mare. Y hermanos, no es solo con quien les habla que Dios es bueno. Și nu numai cu cine vă vorbește Dumnezeu bun. Él es muy bondadoso con todos nosotros. El e foarte bun și cu noi toți, de fapt. La oración fue contestada en el acto. Rugăciunea a fost răspunsă pe loc. Fue en el acto que él demostró que es mi padre. El pe loc a arătat că mi-e tata. Que es nuestro padre. Que este tatăl nostru. Y que es nuestro Dios. Și că este Dumnezeu nostru. Por eso hace grandes maravillas. Și de aceea face mari minuni. Queridos hermanos, les invito a que iubiți frate, vă invit. Disfrutemos de esa relación filial con el papá. Să profităm de relația aceasta de tatăl-copil. La mayor preocupación de él es cuidarnos. Cea mai mare grijă a lui e să aibă grijă de noi. Protegernos y darnos aquello que nos hace falta. Să ne protejeze, să ne dea ceea ce ne lipsește. ¿Por qué buscar ayuda en lo que no tiene valor? De ce să căutăm ajutor la ceea ce nu are valoare? ¿Por qué confiar en otras cosas si tenemos un Dios que es nuestro Padre? De ce să căutăm alte lucruri dacă avem un Dumnezeu care este Tatăl nostru? Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Y hagamos una nueva experiencia con papá. Să facem o experiență nouă cu tatăl.
Nunca se olviden, nunca nos olvidemos de ese versículo, primera de Juan 3, versículo 1. Să nu uităm niciodată de versetul acesta. 1 Ioan 3 și 1. Que Dios nos bendiga. Amén.